Salutare tuturor! Sunt Mirela și vreau să vă prezint o jachetă tricotată. O jachetă de primăvară-vară chiar, pentru seriile reci, zilele reci, cu fermoar, foarte practică, dar hai să vedem despre ce e vorba. Pentru cardiganul ăsta, sweater, jersey, cum vreți să-i spuneți, folosesc un fir mohair și ceva poliamidă cu paiete, niște paiete micuțe, drăguțe. Îmi place tare mult firul ăsta. Firul cu paiete e ceva sintetic și lucește puțin, dar e foarte, foarte fain. Și am pus firul în 6 ca să nu-mi vină nici foarte gros, nici foarte subțire să-mi vină strecurătoare, pentru că nu-mi place. Dar firul e extraordinar de fain. Să și lucrează fain. Și să vă arăt spatele. Spatele e drept, absolut drept tot. Am făcut pe 88 de ochiuri, l-am lucrat. Pentru măsurile mele, fiecare să facă eșantion și să-și măsoare cât are nevoie. Fără eșantion nu se poate, e literă de lege, pentru că diferă, sunt foarte mulți factori care influențează. Mâna de lucru, firul, andrelele, dimensiunile, absolut tot. Eu vă spun așa ca idee, dar nu știu ce măsuri aveți fiecare și cât aveți nevoie, de asta spun, idealul e să faceți eșantion și să măsurați. Patentul l-am făcut în 2 pe față, 2 pe 2 și în rest am lucrat bob de orez lung, adică am schimbat la 2 rânduri, nu la un rând. Sus la gât am scăzut treptat, așa să și vedeam încheiat în mijloc vreo, nu știu, 16-18 ochiuri și am mai scăzut încă vreo, am mai lucrat vreo 6 rânduri și am scăzut ca să-mi vină așa bărcuță puțin, să nu mă supere în spate la gât. Peste umăr am 32 ochiuri, am încheiat 32 ochiuri să vină mai căzut, așa mai lăbărțat. Și drept la mânecă o să pun ochiuri după ce închei peste umăr și o să vină drept aici sus. Mâneca o să încep de sus, dar o să vedem când ajungem la mânecă. Fața vine lucrată din 2 părți, fiecare 2 jumătăți cu fermoar în mijloc, dar fiecare jumătate are 2 părți. Ca să iasă buzunarul, ăsta de fapt e partea cu buzunarul, patent jos lucrat ca și la spate, 2 pe față, 2 pe dos, partea unde vine fermoarul, ultimile 2 ochiuri nelucrate la capătul rândului și lucrate doar la începutul rândului să mi se formeze marginea așa mai frumoasă. Și acum încep să lucrez buzunarul. Fața am pus jumătate din ochiurile de la spate. Deci exact jumătate plus 2 astea de margine. Și acum vă arăt cum am făcut buzunarul. Am încheiat 15 ochiuri în margină. 15 ochiuri. Acum fiecare cât are nevoie. Nu e o regulă, 15, 20, 25, 10, depinde. Deci primele 2 ochiuri le lucrez întotdeauna pe față și le iau ca jerseu. Fața la mine e rândul care schimbă ochiurile, adică v-am spus, bob de orez lung și lucrez 2 rânduri ochiul pe față, 2 rânduri pe dos și tot așa continuă. Și acum să vă arăt cum scad ca să se formeze buzunarul frumos. Firul lucrez cu andrele de 6, patentul l-am lucrat cu andrele de 4 și în rest cu andrele de 6. Așa mi s-a părut să nu vină nici prea strâns, nici prea larg, să nu fie strecurătoare, dar nici foarte bătucit. El pare așa mai gros, dar nu, e pufos și modelul scoate în evidență mai pufos. Dar e foarte fain așa și nu e extrem de gros, nici casita. Așa, când ajung la ultimile 4 ochiuri,
scad două, adică scad unul de fapt, lucrez două deodată și ultimile două le iau pe Andreea. Pentru că aici o să-mi formez margină ca și în partea unde vine fermoarul. Și astea două le voi lucra doar la începutul rândului. Dacă am scăzut la capătul rândului, mai scad automat aici 1. Deci înseamnă că am scăzut 2 ochiuri până acum. Și pe partea asta le lucrez ochiurile cum vin, fiind dosul. Am spus că pe față le schimb. Și lucrez până la capătul rândului, așa cum vin ochiurile, toate, unul pe față, unul pe dos. Când ajung la ultimele două ochiuri, doar le iau, nu le lucrez. Întorc rândul și le lucrez doar pe față, dar luate așa ca leneșul. Și din nou schimb care le-am avut pe față, le lucrez pe dos, care le-am avut pe dos, le lucrez pe față. Firele astea pufoase să mai încălcesc. Ăsta e dezavantajul când lucrăm cu ele, dar sunt foarte faine și plăcute la purtat. Mie tare îmi plac. Îmi displac atunci când nu iasă ceva cum vreau și trebuie să desfac, atunci nu mai îmi place. Atunci nu mai îmi place deloc firul ăsta. Dar avantaje și dezavantaje la fiecare fir. Așa, din nou, când ajung la ultimile 4 ochiuri, lucrez două deodată și ultimile două le iau pe Andreea. Le lucrez doar la începutul rândului. Exact ca și la fermoar. Și din nou iau două deodată. Deci până acum am scăzut 4 ochiuri în două rânduri. Asta e rândul pe dos, rândul unde lucrez toate ochiurile cum vin. Dacă făceam bob de orez la fiecare rând, era prea bătucit și nu arăta la fel de bine pe firul ăsta. Pe firul ăsta arată foarte bine așa bob de orez lung. Părerea mea, după gustul meu, acum poate fi făcut și alt model. Ultimile două ochiuri din nou le iau. Poate fi făcut și alt model, da? Mie modelul ăsta îmi place cum arată și nu știu, îl găsesc potrivit firului, potrivit croiului. Deși v-am spus, poate fi făcut jersey, poate fi făcut leneș, poate fi făcut alt model. Modele prea ajurate nu s-ar potrivi croiului. Nu ar arăta la fel de bine. Părerea mea, dar fiecare lucrează după gust și după plac. De fiecare dată nu există un stas, nu există un standard. Fiecare cum are gusturile, cum îi place, cum știe. Sunt mai mulți factori care contribuie atunci când vrem să facem ceva.
și mă apropii de ultimile patru ochiuri, la ultimile patru ochiuri, din nou, cum am făcut și până acum. Le lucrez împreună. Iar ultimile două le iau. În schimb, când mă întorc, nu mai scad. Le lucrez toate așa cum vin. Aici nu mai scad. Și de aici încolo, până rămân în 11 ochiuri, scad doar câte un ochi la capătul rândului. Înainte de ochiurile de margină. Cele două ochiuri pe care le iau și nu le lucrez niciodată la capăt de rând ca să se formeze marginea frumoasă. Nu din trei ochiuri, pentru că din trei ochiuri strânge lucru și nu ar arăta absolut deloc bine. Într-un ochi, dacă marginea cu ultimul ochi nelucrat sau primul ochi nelucrat, nu arată la fel de bine. Deci găsesc că două ochiuri este idealul. Și aici începe să mi se formeze buzunarul, să plece așa frumos, frumos, rotund, treptat și de aici, la fiecare capăt de rând, ochiurile astea două le iau împreună, ultimile două le iau pe Andreea și le lucrez la primul, până când rămân în 11 ochiuri. Am terminat de scăzut buzunarul, așa cum v-am spus, până am ajuns la 11 ochiuri și, bineînțeles, lungimea de care aveam nevoie. Alături am lucrat exact lățimea feței, în dublu, spre exemplu, pot să spun, dar fără patent. Deci am început-o direct în un ochi pe față, unul pe dos, în bob de orez lung, fără patent, pentru că nu am nevoie, asta pe dos va fi cusut aici, deasupra patentului. Și acum le unesc. De ce le unesc? Pentru că buzunarul îmi va veni așa. Și am să le unesc de aici în sus. Până aici nu aveam nevoie, pentru că o să cos fermoar și ca să ascund fermoarul, să nu se vadă, am preferat să le lucrez separat. În sus, că fermoarul va veni până aici. În sus, nu, cum nu mai am fermoar, am să le unesc, să le lucrez împreună, ca să-mi vină pliat în două frumos, fără dungă. O să vă arat acum și cum o să continui. Deci, asta îi vine partea pe dos. O să lucrez astea două ochiuri, doar care erau de margine la buzunar, o să le lucrez doar jersey și am să vă explic de ce am să le lucrez doar jersey. Mai târziu o să vedeți că se pliază și rămâne pliat, nu se mai mișcă absolut deloc, rămâne așa cum îl pun. În continuare, ultimile două ochiuri la margină le lucrez cum le-am lucrat până acum, luate la capătul rândului. Asta fiind fața, partea de față, o să lucrez alea două ochiuri unde le-am unit părțile, o să lucrez jersey pe față, pentru că vine în exterior. Deci astea sunt, cu astea două o să fac alea 11 ochiuri, dar le lucrez pe față. Aici scad primele două, la jumătatea care am unit-o, la fiecare rând, pe fața lucrului, scad până când ajung la numărul de ochiuri care le-am peste umăr la spate.
ca să fie egală partea păstă umăr fața cu spatele, unde vor fi cusute. Și normal că scad ca să formez V-ul care vine decolteul la piept. Acum când termin rândul ăsta, o să pot să pliez lucrul și să vă arăt, să vă faceți o idee cum continui. Foarte fain firul ăsta, îmi place tare mult. Deși sunt 6 fire subțirele, dar așa împreună e foarte, foarte plăcut. Și culoare și textură. Deci ajung la capătul rândului și o să vă arăt cum se pliază cele două părți de la față. Bineînțeles, în continuare pot te orez lung. Deci aici le-am unit. La urmă o să ascund firul ăsta. Aici le-am unit. Până aici îmi vine fermoarul. Până aici o să-mi vină fermoarul. Asta e partea de fața buzunarului și va veni așa. Acum, aici, la fiecare început de rând unde ar fi fost, deci de unde le-am unit, ultimile două ochiuri care la bucata asta mi-au fost ochiuri de margină, le lucrez în continuare doar jerse pe fața lucrului pe față, pe dosul lucrului pe dos și după ele imediat scad un ochi la fiecare rând pe fața lucrului până când aici îmi rămân 30 de ochiuri exact câte am sus la spate la păstă umeri ca să pot să cos echial fața cu spatele și bineînțeles să mi se formeze V-ul. Ăsta va rămâne guler, care va rămâne pliat până sus în continuare. Deci am terminat fața. Ca să vă arăt cum vine. Exact așa cum vă spuneam. Buzunarul. Și partea de sus. De unde le-am unit, pe dosul lucrului, doar jerse pe dos și se pliază frumos și o parte pe față pentru că se pliază pe față și să și vede mai frumos. Până aici, unde sunt lucrate separat, o să cos fermoarul și de aici încolo îmi vine până la umăr V-ul. Oricum am început puțin înainte să le unesc cu 3 degete, 2-3 degete, să scad frumos. M-am dus cu o bucată în continuare de 11 ochiuri, după ce am încheiat cele 30 păstă umăr. Cele 11 din margină le-am continuat din nou cu 2 ochiuri de margină, să se vadă frumos, chiar dacă eu aici o să le cos la gât, la spate vine gulerul, dar să coasă și să vede mai frumos, părerea mea. Acum fiecare lucrează cum vrea. Și pe dos, partea de pe dos, la buzunar, vine cusut deasupra patentului. Aici vine cusut buzunarul. Eu nu am pus ochiuri, puteam să pun ochiuri aici să lucrez, dar nu am vrut să pun ochiuri, îl cos că nu mă deranjează. Și acum voi coase spatele cu fața păstă umăr și voi monta ochiuri pentru mâneci. O să vă arăt cum.
L-am încheiat, dar să vă arăt la mânecă. E foarte, foarte simplu. Aici, la margine, pentru că nu am scăzut, am pus ochiuri la fiecare rând terminat. Am pus 60 de ochiuri, 30 pe parte, 30 pe cealaltă, 30 pe față, 30 pe spate. M-am dus drept, am scăzut doar 6 ochiuri până la manșetă. La manșetă am lucrat-o 2 pe față, 2 pe dos, ca să vină mai bufant. Mâneca să strângă să vină mai bufant și atâta tot. Mâneca foarte, foarte simplă, absolut nimic complicat. Puse ochiuri drept. Bineînțeles că asta vroiam să vă arăt, să vede cum e cusută și are tendința să se îngusteze și lasă impresia că aici e înmulțit. Nu e înmulțit, dar totdeauna marginea are V-urile alea și un V e format din două rânduri lucrate. Când am pus ochiuri, am pus câte un ochi în fiecare V și de aia lasă impresia că e înmulțit aici, că se strânge puțin mâneca și lasă impresia că e înmulțit. Dar nu e înmulțit absolut deloc. Am numărat 30 de V-uri din alea pe o parte, 30 pe cealaltă, mi-am pus 60 de ochiuri și am lucrat mâneca, am scăzut doar 6 ochiuri, nimic mai mult, așa treptat, câte 2 de 3 ori și atât. Absolut nimic mai mult. Am lucrat drept până la manșetă, se vede foarte clar. La manșetă, normal că am lucrat patent, rest dreaptă, dreaptă, fără răscroială aici sus. Finalul. L-am terminat, am încheiat și fermoarul. Se vede în buzunar fermoarul, nu se vede în plover. Deci, cum vă spuneam, de aia l-am lucrat separat, ca să, până unde aici am unit, de aici încolo îi unit, de aici încolo îi unit și aici e capătul fermoarului, care vine frumos ascuns și nu se vede absolut deloc. O să vă arăt poze, o să aveți poze cu el îmbrăcat, cu el pe manechin, ca să se vadă mai bine, să se vadă mai clar. Nu-i nimic greu, îi bob de orez lung, cum v-am mai spus. Croiul nu-i foarte, foarte greu și foarte deosebit. Sunt niște scăderi simple la buzunare. Aici la buzunare sunt niște scăderi simple, nimic mai mult. Atâta e tot. Deci nu-l văd greu de realizat nici pentru o începătoare, absolut deloc. Cineva care știe să facă bob de orez lung și să scadă două ochiuri sau să înmulțească două ochiuri, imposibil să nu reușească să-l facă, dacă vrea să-l facă. Sau mă rog, un croi asemănător, nu trebuie fix croiul ăsta, se poate jogla, se poate și eu mă inspir din toate părțile și adaptez după placul meu și după gustul meu. Nu-i o regulă în absolut nimic. Astea fiind spuse, vă doresc mult, mult succes în tot ceea ce faceți, mult spor, bineînțeles. Și țineți aproape pentru următoarele tutoriale.